Comercianții pieței Strehaia sunt dați uitării de cetățenii care obișnuiau cândva să le cumpere marfa. Nu doar clienții lipsesc, ci și multe tarabe sunt goale din cauză că producătorii și-au pierdut speranța de a mai câștiga un venit. Prețuri mici, însă clienții lipsă. Aceasta este situația din piața din Strehaia. Cum să fie, doamnă, domnișoară, vânzarea? Nu mai merge nimic. Vin oamenii la piață. Da, uita, sunt mai puțin, dar asta este. Asta sunt și condițiile, asta este canicula. Ce să-i facem? În piața din Strehaia, cândva renumită pentru varietatea de produse pe care o găseam acolo, astăzi bate vântul, deși prețurile sunt foarte mici. Dar văd că aveți prețuri foarte bune. Cele mai mici, cele mai mici. Un leu cartofi, varza la un leu, vine de la un leu, totul aici. Ce se scumpesc acum? Bine, că nu mai e nimic în grădină, gata. De căldură nu mai e nimic. De secet asta. Cu doi avem cu 2 lei, deci cartofi. Roșiile stale noastre, cum să vă spun, sunt destul de cumpărători, nu sunt. Dat fiind faptul că hipermarketurile s-au înmulțit precum ciupercile după ploaie, piața din Strehaia a sărăcit odată cu producătorii și comercianții care își vând marfa acolo. Au mai rămas maxim 7 comercianți.